Salut, prieteni! Eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre cockerul spaniel. Cockerul spaniel face parte din grupa câinilor de vânătoare și sunt cei mai mici reprezentanți ai grupei Gundog. Numele de spaniel indică țara de origine a rasei, întrucât un vânător din secolul XIV pe nume Gaston Phoebus îl identifica în lucrarea sa Tratat de vânătoare sub denumirea de Spanholz. Cuvântul spaniel s-ar traduce prin câine spaniol și în general se crede că au provenit din Spania. Erau folosiți încă de la început la vânătoare și au excelat mai ales la vânătoarea de cocoși. În anul 1892, cockerul spaniel a fost recunoscut ca o rasă în Anglia. În aceeași perioadă, crescătorii americani au început să importe această rasă și în America. Astfel, ei au primit două denumiri diferite, cocker spaniel englez și cocker spaniel american. În 1946, American Kennel Club a recunoscut aceste două rase ca fiind distincte. Există mici diferențe între ele. Cockerul englez are o înălțime între 38 și 43 de centimetri, în timp ce un cocker american este puțin mai scund, între 35 și 38 de centimetri. De asemenea, greutatea unui cocker american este între 10 și 12 kg, iar a unui cocker englez este între 12 și 15 kg. Cockerul englez este un câine de talie mai mare, mai robust, folosit adesea la vânătoarea păsărilor de baltă. Cockerul american este mai pretențios și mai dificil în privința comportamentului, mai compact în talie, dar mai decorativ și preferat, mai ales în rol de animal de companie. Cockerul spaniel este un câine elegant care atrage ușor privirile. Are un corp compact, bine modelat și puternic. Capul are stopul bine marcat, cu ochii mari, expresivi, de forma unor migdale. Irisul este colorat în diverse nuanțe de căprui. Urechile atârnă pe lângă cap, suple, cu formă rotunjită la capete. Sunt sociabili, prietenoși și jucăuși. Se atașează puternic de stăpân și adoră să fie răsfățați. Sunt vioi și energici, au nevoie de multă mișcare, bucurându-se de orice exercițiu, de la o plimbare rapidă până la o vânătoare pe câmp. Este un câine sensibil, mental și fizic. Are o personalitate blândă și nu răspunde bine la tratamente dure, uneori mârâind sau lătrând atunci când simte durere sau frică. Cu un puternic instinct de vânătoare, este întotdeauna dornic să învețe lucruri noi. Cockerul spaniel este foarte potrivit pentru a locui într-un apartament sau într-o casă la curte. Deși nu are nevoie de spațiu pentru a se plimba, are nevoie de activitate zilnică. Are o blană groasă, uneori ondulată, este scurtă pe cap și pe spate și lungă pe urechi, piept, burtă și picioare. Un periaj cât mai des este necesar pentru a-i păstra blana liberă de încurcături. Pot avea o multitudine de culori și combinații diferite, cum ar fi negru, roșu, oranj sau maro. Poate fi parțial colorat, tricolor, negru cu alb sau roșu închis cu alb. Este cel mai mic membru al grupului sportiv American Kennel Club. De la sfârșitul anilor 1930 și până în anii 1950, cockerul spaniel a fost rasa numărul 1 înregistrată la American Kennel Club. În 1939 și 1940, un cocker spaniel negru, pe nume Brucey, a câștigat cel mai bun American Breeding Show la prestigiosul Westminster Dog Show și a câștigat inima publicului american, ducând la o creștere spectaculoasă a popularității acestei rase. Devenise atât de iubit, încât atunci când a murit, The New York Times i-a publicat necrologul. Cockerul spaniel se înțelege foarte bine cu copiii și, de asemenea, cu alte animale de companie. Cu o îngrijire adecvată, speranța de viață a cockerului spaniel poate fi de până la 14 ani. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!